Postul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, l-a turnat pe Liviu Dragnea. Drăghici a făcut un acord de recunoaștere cu procurorii DNA în privința banilor din subvențiile pentru partid, pe care i-a dat lui Dragnea să plece în vacanțe exotice cu Irina Tănase. PSD s-a constituit parte civilă și solicită recuperarea a peste 700.000 de de lei bani cheltuiți ilegal de Drăghici din subvenția de la stat pentru vacanțele de lux ale lui Liviu Dragnea. Mircea Drăghici și-a recunoscut faptele în fața procurorilor DNA și a acceptat o pedeapsă de șase ani de detenție. El este deja după gratii ca urmare a condamnării la cinci ani de închisoare într-un alt dosar. Potrivit surselor citate de G4 Media, acordul de recunoaștere a fost semnat pe 22 iulie, având pronunțarea pe 26 iulie. PSD s-a constituit parte civilă și solicită recuperarea a peste 700 de mii de lei bani cheltuiți ilegal. Pe 2 ianuarie 2019, fostul Lider al PSD Liviu Dragnea, iubita lui de atunci Irina Tănase și o prietenă a acesteia au plecat într-o vacanță în Maldive, se arată în dosarul fostului trezorier PSD Mircea Drăghici. Procurorii nea susțin că cei trei au plecat la Sofia cu o aeronavă privată. La întoarcere după 18 zile, au folosit același avion privat de la Istanbul la București, călătorii care au costat peste 100.000 de lei. Banii au fost achitați din subvenția primită de PSD de la stat, arată procurorii. Procurorii DNA susțin și că avioat private cu care Liviu Dragnea s-a întors din Estonia și a plecat în Israel în aprilie 2018 ar fi fost achitate de PSD din subvenția de la stat. Asta deși avea bilete de avion de linie achitate de Camera Deputaților. În schimb, s-ar fi decontat sume mult mai mari, se arată în documentele DNA. Agenția de turism a facturat de la PSD 166.422 de lei cu 70.935 de lei mai mult decât suma plătită proprietarului aeronavei. PSD a închiriat aeronava în condițiile în care costurile de întoarcere în țară erau deja suportate de către Camera Deputaților și Senatul României. La întoarcerea din Estonia, în aeronava privată a fost și președintele de atunci al Senatului, Călin Popescu-Tăricianu. Acesta a fost audiat la DNA ca martor și le-a declarat procurorilor că nu și-amintește dacă a venit cu avion privat sau de linie de la Tallinn la București și nici dacă era în același avion cu Liviu Dragnea.